Ce înseamnă să fii liberal conservator? Este o atitudine, este un model de gândire, un stil, un fel de a fi și de a acționa în societate? Am scris și mi se pare că este o temă fundamentală. A fi conservator nu este un lucru ușor. Și nu a fost un lucru ușor din chiar momentul inventării acestei conduite intelectuale la finele secolului XVIII. Tendința generală este de a privi pe conservator ca pe o ființă retrogradă, ca pe un reacționar care se opune schimbării și este inerent apărător al privilegiilor. Conservatorul în această lectură deformată, lectură care durează de aproape 200 de ani, este fundamental un apărător al celor bogați și un om care disprețuiește și este surd la vocea celor săraci. Ori este limpede că dacă pornești cu un asemenea handicap, este virtualmente imposibil să fii conservator. Ori, a fi conservator înseamnă să contești premizele acestui portret negativ și înșelător pe care eu vi l-am creionat. Liberal-conservatorul nu este o ființă paseistă. El este un iubitor al tradiției, dar nu este un iubitor al tradiției muzeificat. Este un iubitor al tradiției în ceea ce tradiția are mai profund, mai vibrant și mai atrăgător. Este un iubitor al artelor, este un iubitor al culturii, este un iubitor al micilor fapte care ne fac pe noi să fim ceea ce suntem. Liberal-conservatorul este într-adevăr un inamic al revoluției. Dar vă las pe dumneavoastră să vă întreb dacă revoluțiile sunt întotdeauna realizate în beneficiul indivizilor. Nu e mai puțin adevărat că liberal-conservatorii englezi și americani au fost apărătorii revoluțiilor engleze și americană. Dar acelor tip de revoluții care sunt săvârșite nu în favoarea unui grup de inițiați, ci în favoarea libertăților care trebuie să ne ocrotească pe toți. În fine, liberal-conservatorul va fi întotdeauna pentru libertate și pentru egalitate în fața legii, dar se va opune, cred eu, cu tărie egalitarismului și colectivismului, adică acelei tendințe de a confunda pe oameni și de a-i reduce pe toți la un numitor comun care îi depersonalizează și sărăcește. Cu un cuvânt, a spune că liberal-conservatorul optează pentru diversitate, pentru o diversitate sănătoasă și recomandă celor din jur o doză sănătoasă de prudență în clipele în care tendința naturală pe care o încerci este aceea de a face saltul în necunoscut. Conservatorul te trage discret de haină și îți spune că înainte de a sări în necunoscut, ar fi bine să te întrebi asupra consecințelor, cu atât mai mult cu cât atunci când saltul în necunoscut îi privește și pe cei din jurul tău care te privesc ca pe un potențial model. Aș vrea să vă citesc un pasaj din Lucian Boia despre junimea. Mie mi se pare foarte bun pentru explicitarea relației pe care a avut-o junimea cu trecutul. Ei, junimiștii, nu simt nevoia să se raporteze la trecut, nici pentru a-și susține privilegiile ca vechi conservatori, nici pentru a schimba radical societatea românească prin invocarea unor modele fictive ca liberalii. Privesc cu trecutul cu detașare și aceasta este în sine o schimbare foarte importantă de paradigmă, inedită în contextul românesc al secolului al XIX-lea. Aș vrea să comentați acest pasaj. Cum se raportau junimiștii la trecut? Dacă este să-i privim ca junimiști exemplari pe Titu Mărescu și pe Carp, este limpede că pentru amândoi mitizarea trecutului nu a fost niciodată o opțiune. Pepe Carp și Titu Mărescu au fost oameni care au trăit cu gândul la viitor. Dar și-au imaginat viitorul ca întemeiat pe valori care sunt comune Europei civilizate. Iar aceste valori însemnau pentru ei probabil politețea, egalitatea în fața legii, respingerea privilegiilor și respingerea egalitarismului.
În această ecuație nu și-avea rostul întoarcerea la un trecut nebulos, la un trecut neguros. Cu atât mai mult cu cât atât Pepe Carp cât și Titu Marescu nu aveau o admirație ieșită din comun pentru starea de lucruri a României de dinainte de regulamentele organice. Nu erau oameni pasionați de trecutul romantic al acestei țări, de trecutul romantic inventat al acestei țări. Erau oameni pragmatici care și-au spus că înainte de a discuta despre trecut, este mai important să discuți despre prezent și să înțelegi prezentul ca pe o temelie a viitorului. O națiune nu poate trăi din amintiri, dar o națiune nu se poate construi prin amputarea micilor tradiții pe care le are la îndemână. Și atunci este nevoie de echilibru, iar echilibrul pe care ne recomandă Junimiști este un echilibru specific conservator. Trebuie să privești societatea în care te afli, să încerci să o înțelegi și să-i adresezi acel tip de remediu și de schimbare pe care această societate să poată să-l accepte. Conservatorismul este și inclusiv există o confuzie între conservatorismul propus de Junimea și conservatorismul lui Barbu, lui Lascăr Catargiu sau Barbu Catargiu, sau Barbu, da. Catargiu. Care sunt diferențele? Între noi fie vorba, Barbu Catargiu este un om politic profund neînțeles. Barbu Catargiu nu a fost un apărător orb și idiot al privilegiilor sociale ale boierimii. Barbu Catargiu, se poate spune, este unul dintre primii conservatori moderni de la noi. Ceea ce a născut această legendă neagră a lui Barbu Catargiu este originea lui socială. El era un aristocrat și faptul că și-a apărat segmentul social din care vine a trezit sentimentul pentru mulți că Barbu Catargiu este înainte de toate un boier și la asta se reduce întreaga lui contribuție intelectuală. Junimiștii, cu toate că Pepe Carp sau Todor Osetia aparținau aceleași clase sociale, ca să folosim un limbaj marxist, ca și Barbu Catargiu, s-au confruntat în mai mică măsură cu această ștampilă care li se aplică. Pentru că în secolul XIX românești, dacă erai boier, erai fatalmente inamic al poporului. Aceasta a fost ecuația pe care o propus-o liberalii radicali. Noi, liberalii radicali, suntem poporul, voi, respectiv boierii, sunteți cei care îl împilează și le exploatează. Este o ecuație pe care au preluat-o cu minime schimbări și comuniștii. De unde și ideea perpetuată și în 1990 că moșierul, cu ghilimele de rigoare, este acel care suge sângele poporului și pune botniță omului care trebuie să-i culeagă recolta. O scenă preluată din Desculț al lui Zaharia Stancu. Ori, revenind la Junimiști, Junimiștii s-au confruntat și ei cu această chestiune. Este discursul conservator un discurs de clasă? Răspunsul meu este hotărât negativ. Discursul conservator nu este un discurs de clasă. Este un discurs care depășește clivajele sociale și se adresează tuturor celor care au în comun anumite valori. Libertate, moderație, evoluție organică, prudență, calm, politețe, refuz al schimbărilor bruște care se întemeiază pe premize utopice. Priviți partidele conservatoare de astăzi din Europa și Partidul Republican din Statele Unite. Nici unele nu mai sunt partide de clasă. Ele sunt partide care se construiesc în jurul unor valori, nu în jurul unor partipriuri care să-i favorizeze pe cei bogați. Dacă tot ne-am întâlnit astăzi, v-aș întreba și despre comunicatul pe care l-a dat ieri ICR-ul și pe care l-am văzut pe site-ul La Punct. Ați vrea să comentați puțin acel comunicat? Acum, ca să fiu puțin lipsit de modestie, una dintre lecțiile pe care le-am învățat de la Junimiști este lecția ironiei. Tito Mărescu și-a îngropat inamicii, cel mai sigur, sub povara propriului lor ridicol. Și fără să aspir să mă ridic la nivelul lui Titu Mărescu, am încercat să fiu un învățăcel la această școală a ironiei. Și am făcut greșeala de a mă apleca ironic asupra activității ICR-ului într-o serie de articole.
și împreună cu colegii mei, Eugen Stancu și Cristian Vasile, am avut surpriza ca pe mailul redacției să apară un comunicat de presă ciudat al Institutului Cultura Român. Ciudat pentru că, deși era semnat de biroul de presă al ICR, el era mai degrabă un pamflet și este, după părerea mea, contraproductiv ca o instituție de comunicare să se ocupe cu confecționarea de pamflete. Al doilea motiv de perplexitate era că printre persoanele invocate ca martor ai stării de dezvoltare culturală și de vitalitate intelectuală a ICR era menționat un motan. Un motan pe care semnatarii comunicatului îl luau ca martor pentru a justifica faptul că în sediul ICR locuiesc într-adevăr oameni. Eu n-am spus niciodată în micul meu articol, care nu era ironic, ci melancolic, că sediul ICR nu mai este populat. Eu am spus altceva, că dintr-o casă din care au dispărut cei care îi dădeau viață prin zâmbetele și farmecul lor, rămân doar pereții. Este foarte posibil ca între patru pereți să mai locuiască oameni și motani. Dar oamenii și motanii din Institutul Cultural Român al anului 2013 nu mai sunt oamenii și motanul de acum câțiva ani. Și dovadă că s-a petrecut ceva în Alea Alexandru numărul 38 este și faptul că biroul de presă al ICR tratează pe cei care au insolența de a critica această instituție ca pe dușmanii poporului. Mie mi se pare, cu toată politețea conservatoare de care sunt capabil și cu toată ironia junimistă pe care încerc să o practic, mie mi se pare că este un semn de degradare și un semn care ar trebui să ne pună pe gânduri, fiindcă Institutul Cultural Român nu este al unui partid politic, nu este al președintelui Institutului Cultural, domnul profesor Andrei Marga, el este al tuturor celor care sunt de acord sau nu cu politicile sale. Și din această perspectivă, vă mărturisesc că lectura acestui comunicat a fost una dintre clipele în care m-am întrebat sincer dacă a scrie în această țară despre lucrurile care ne înconjoară mai are sens sau nu.